Autoritățile sunt pregătite pentru recalcularea tuturor pensiilor, așa cum prevede noua lege, procesul de reevaluare a dosarelor fiind aproape finalizat. Este declarația ministrului Muncii Simona Bucura Oprescu, care a precizat că până în 4 martie trebuie să fie gata și normele de aplicare a legii. În acest moment, peste 95% dintre dosare sunt reevaluate, rămânând în lucru doar dosarele mai grele, mai complexe. Șefa Muncii a subliniat că ținta este aceea de finalizare, cât mai curând posibil a procesului de recalculare. Având deja în sistem datele fiecărui pensionar, ulterior, procesul de recalculare va fi ușurat. În ceea ce privește normele de aplicare a legii, Simona Bucura-Oprescu a spus că sunt cel puțin la fel de importante precum legea în sine. În elaborarea normelor trebuie să se țină cont de aspecte care țin de hotărâri ale CCR, de codul muncii și codul administrativ, dar și de alte legi care au referire la pensii. Toate trebuie văzute în ansamblu, astfel încât să existe cât mai puține situații cu interpretări diferite ale legii, a punctat ministrul muncii.